Concordate cu dispoziția articolului 133 alineatul 1 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A, articolul 96 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 din cod administrativ și are dispoziție primară Comunei Ardealeni numărul 27 din 16/3/2022, a fost invitat să participați la ședința ordinară de astăzi. Așa, deci din cei 11 consilieri locali sunt prezenți toți, deci ședința poate să înceapă. Având în vedere prevederea articolului 138 alineatul 15 din nou G57/2019, supun spre aprobare procesul verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De procesul verbal a fost adoptat în unanimitate din bloc. Se face pe domnul director DB. Așa că rog pe doamna Anicăi, Gabriela președintă de ședință, să spune cum și vrem Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că pe comisie lucrăm de ședință, conform normelor legale și democratice. Să dă citirea ordinii de zi. Proiect de hotărâre 1. Proiect de hotărâre cu privire asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ardealeni adoptate în anul 2021. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează comisia numărul 2. 2. Proiect de hotărâre privind priorități obiective, plan acțiuni privind dezvoltarea economică-socială pentru anul 2021. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează toate cele trei comisii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Ardeoani. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 1. 4. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Comunei Ardeoani a imobilului aflat în intravilanul Comunei Ardeoani, strada Fermei, numărul 2A, județul Bacău, și evidențiat în extrasul de carte funciară pentru informare, numărul 3160 din 18/2022, având numărul cadastrat 61074. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 2. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoani, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 2. S-a mai adăugat de 6 puncte. Anume, 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Măgirești, Comuna Cuman și Comuna Scorțeni pentru realizarea obiectivului de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Măgirești, Ardeoan și Scorțeni, județul Bacău, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salin. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează toate cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anii 2021 și 2022. Inițiator primar Victor Diacon. Hotărârea este însoțită de la raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care lucrează, comisia numărul 1. 3. Proiect de hotărâre numărul 26 din 21/3/2022 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectiv de investiții construite pe DSPDC 182A în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 1. 4. Proiectul de hotărâre numărul 27 din 21/3/2022 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectiv de investiții, construire podeț în sat Ardeoan, pe strada Bejenăreș, punctul Năstase Iulia numărul 20, în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 1. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție, dezvoltare rețea inteligență de distribuție a gazelor naturale în comunele Măgirești, Ardeoan și Scorțeni, județul Bacău. Inițiator primarul Bun. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 1.
6. Proiect de hotărâre numărul 29 din 21.03.2022 privind aprobarea utilizării sumei de 8.610 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, comisia numărul 1. Supun la vot spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul de la punctul numărul 1. Cu aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ardeoane, adoptat în anul 2021. Aviz comisia numărul 2, domnul Macadam? Aviz favorabil. Nu. S-a discutat pe comisie. Ați prezentat, nu? Dorește cineva să mă pune? Dacă nu se pune la proiectul de hotărâre, vom a prezentat la acest. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind prioritățile obiective plan de acțiuni privind dezvoltarea economică socială pe anul 2021. Aviză comisia numărul 1, domnul Mulțe. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Mulțe. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa. Aviz favorabil. S-a discutat pe comisie, dorește cineva să ne ajute. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, cine este pentru? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Ardeoane. Aviz comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil. Am discutat, am prezentat domnul secretar. Dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva. Trecem la următorul punct al ordinei de zi, numărul 4, proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Comunei Ardeoane a imobilului aflat în intra zilanul Comunei Ardeoane, strada Fermei, numărul 2. Aviz, domnul Mocadam? Aviz favorabil. Așa. Dorește cineva să ia cuvântul, să discutăm cu zi. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, dacă s-a ținut cineva. Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și a numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoane. Aviz comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Ne-a prezentat domnul secretar despre ce este vorba. Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, la următorul punct, proiectul privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Măgirești Ardeoane Scorțeni pentru dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. Avize. Comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa. Aviz favorabil. Așa. Poți prezenta materialul. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu se pun la vreo proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Caracterizare Bacău pentru anii 2021 și 2022. Aviz comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil? Nu. Reprezentă domnul secretar despre ce este vorba. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Următorul punct. Proiectul de hotărâre numărul 26 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectiv de investiție, construire podest pe DC-182 în Comuna Ardeoane. Aviz comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil. Dorește cineva să ia cuvântul? Se pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Următorul punct. Proiectul de hotărâre numărul 27 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectiv de investiție, construire podeți în sat Ardeoane pe strada Bejenărești, punctul Năstase Iulian, numărul 20. Aviz, domnul Moise? Aviz favorabil. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, obiectivului de investiții, dezvoltare rețelei inteligente, distribuția gazelor naturale în comunele Măgirești, Ardeoane și Scorțeni. Aviz comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil.
Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă, dacă s-a abținut cineva. Trecem la următorul punct, proiectul de hotărâre numărul 29, privind aprobarea utilizării sumei de 89.060 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare. Comisia numărul 1, domnul meu, s-a venit. Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. La diversă. Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările de ședință.